Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Declarația mea politică de astăzi se referă la dezvoltarea unui program național de extindere a rețelelor de gaze naturale, cuprinzând zona întorsura Buzăului din județul Covazna, zonă numită Mica Siberia României. Având în vedere programul de guvernare al guvernului PNL, investit în octombrie 2019, ministrul de resort ar trebui să fundamenteze și să dezvolte o gamă de măsuri la nivel național de extindere a rețelelor de gaze naturale. În acest sens, printre obiectivele prioritare, trebuie să fie și zona întorsura Buzăului, județul Covazna. Aici, în area de presionare Buzău-Ardelean, întorsura Buzăului este localitatea cunoscută ca fiind unul dintre polii frigului din România. Contextul geografic face ca în perioada de iarnă temperaturile să ajungă frecvent la minus 25-30 de grade Celsius, cu vârfuri de 38 de grade Celsius pe minus. Fapt ce a condus la renumele de Mica Siberia României. Încălzirea imobilelor din zonă se realizează în prezent cu ajutorul combustibilului solid, provenit din păduri, cu precădere lemnul. De aceea, viața locuitorilor acestei zone se desfășoară în condiții grele și costisitoare din acest punct de vedere. Focul din sobe nu se stinge timp de aproximativ 6 luni pe an. Accesul instituțiilor și al populației din această zonă la resursele de gaze naturale ar contribui la un confort sporit, la îmbunătățirea vieții locuitorilor. Vă mulțumesc, deputat PNP de Covazna, Alexandru Teacă.